prețuri explozive pentru litoralul românesc în acest an. După pandemia de coronavirus, hotelierii de la malul mării vor să recupereze pierderile și să încaseze în 3 luni cât într-un an. Specialiștii în turism spun că sejururile vor ajunge să fie mai scumpe decât în Grecia sau Bulgaria. Cum tot mai mulți români se gândesc să-și petreacă vacanțele pe plajele din România, hotelierii au mărit deja prețurile. Acestea le depășesc pe cele din Grecia sau Bulgaria. Sunt și cazuri unde îi putem depăși pe alții. Vorbim poate de alte destinații, concurente nouă. Până acolo însă trebuie să adăugăm și prețul unui bilet de avion. Deocamdată litoralul este la mare căutare. Românii aleg să rămână mai mult în România în acest an. Asta va face ca pentru iulie și august tarifele să înceapă deja să crească. În jur de 200 de ron pe noapte, pe cameră cu mic dejun, la un hotel de 3 stele în Mamaia, 180 de ron pe cameră cu mic dejun pe noapte în Eforie și la același tarif de 200 de ron pe noapte, putem să alegem să stăm în sudul litoralului, în stațiuni precum Venus sau Olimp. Astfel, prețurile pentru cazarea într-un hotel de 3 stele din Mamaia sunt în medie de 30 până la 50 de euro de persoană pe noapte. În Bulgaria și Grecia însă, tot la hoteluri de 3 stele, prețurile sunt de aproximativ 25 de euro pe noapte. Sunt mai ieftin ca la noi. Bine, depinde și de dacă facem o paralelă pe același număr de stele și aceleași servicii oferite în România și afară, în foarte multe zone afară e mai ieftin. În Grecia, în Bulgaria. Poți face o comparație de preț? A fost mai ieftin acolo sau de ce te-ai dus acolo? Bine, în general pentru condițiile de plajă. Practic, plajele sunt mult mai curate. Deși tarifele sunt destul de mari, stațiunea Mamaia este tot mai căutată de turiștii români. Avem locația complet rezervată pentru weekendul de Rusali. Ne așteptăm oaspeții în condiții perfecte de igienă. Am luat toate măsurile care se impun împotriva răspândirii virusului COVID. Despre tarife ce ne puteți? Încep de la 300 de lei, preț pentru 2 persoane, fără mic dejun. Pentru lunile iunie și septembrie, hotelurile de 4 stele din stațiunea Mamaia au pregătit tarife cuprinse între 60 și 85 de euro, iar pentru lunile iulie și august, acestea ajung la 100-110 euro pe noapte. Dacă vă doriți o vacanță la 4 stele pentru o noapte de cazare, veți scoate din buzunar 110 euro, în timp ce în Bulgaria prețul nu depășește 60 de euro pe noapte.